Fotbalistul argentinian Pablo Gaitán a semnat pentru FC Buzău, urmând să se alăture în curând lotului antrenat de Cristi Pustai. Mijlocașul conațional cu Lionel Messi a evoluat ultima dată la Poliaș, fiind transferat la gruparea moldoveană de la General Diaz, echipă din Paraguay. Pentru Poli, Gaitán a bifat 12 prezențe și un total de 640 de minute pe dreptunghiul verde. Argentinianul și-a trecut în cont și un gol pentru gruparea ieșană. Tot în această săptămână, FC Buzău a perfectat transferul lui Cristian Avram, portarul naționalei Moldovei. Goalkeeperul în vârstă de 26 de ani vine de la Petrocub și a mai evoluat la Dinamo Auto și Dacia Chișinău. Cota de piață a moldoveanului este de 175.000 de euro, conform Transfermarkt. Cristian Avram a bifat 7 prezențe în naționala sub 21 de ani a Moldovei, debutând pentru reprezentativa mare în acest an.